Bună dimineața, Alex! Hai la plajă! Dar pentru ce ți-ai luat tu găletușa? Scoici, bun! Bună dimineața! Am avut chelari de tati ca să ne-mi uite. Mergem la plajă astăzi, este marți. Noroc că zic prin vlog, altfel nu știu. Joacă Germania! Joacă Germania! Ia zic! Joacă Germania! Da, astăzi vrem să vedem meciul, dar cred că de pe plajă. Avem un parc acolo, ar fi frumos să fie ceva, să se ducă băieții să se uite. Și e 10, dacă nu și mai mult, cât? 9:30. Yay! Din ce în ce mai bine. Că ieri am ajuns aproape la 10, dar nu putem, dar nu, pur și simplu nu mă pot organiza astfel încât să reușesc să vrem, să fim la 8 pe plajă, în niciun caz. Abia la 8 ne trezim, până mâncăm, cremuiește, strânge, aoleu, n-avem loc. Bun, haideți să vedem ce lucruri frumoase o să facem și astăzi, nu? Aoleu, asta o fi de la noi? Plaja e aproape pustie. Câțiva oameni, bine că e 9:30, poate că mai vin după, dar multe șezlonguri, umbrele închise și apa e agitată, văd valuri acolo. Mergem mai târziu să o vedem. Căutarea de scoici a început dis de dimineață și continuă și azi, dar vă dați seama câte scoici strângem în 4 săptămâni. Noroc că nu stăm 4 săptămâni doar la mare. Dar 2 tot le stăm. Ce e asta, Alex? Costa Rica. La ce oră? La ora 10, nu? 11. Iar e mai micul dejun, că ia dimineața cu un papă stițică, nu prea mănâncă fructe. Așa, pe la 10-11, ăla-i micul ei dejun. Da. E bună bănănuța? Ia filmează pe aici. Ce este aia, Alex? Ce e aia? O meduză. Hai să o vedem, vrei? Nu, n-ai voie. Oare putem să o ajutăm să ajungă înapoi în mare? Nu știu, facem bine, facem rău, nu știu. E dimineață, soarele încă nici nu a încălzit nisipul și când am venit am găsit o meduză, ne e milă de ea, nu știu cum trebuie să procedăm. Să o lăsăm, să nu o lăsăm, să o atingem, să nu o atingem. Ha? Poate vine Salvamaru mai târziu și o ajută el. Ce zici? Salvamaru știe ce are de făcut. Și apa e călduță, încă n-a încălzit-o soarele, dar sunt valuri mari și cred că nici astăzi nu să intrăm în apă cu Emi. Dar Alex se distrează cât e, sunt valuri cu colar. Hai, fuga, tati! Lați că așa vine Salvamaru și o ajută. Fugi la tati! În apă, băieți! Alex e trist, a rămas trist cu după la meduză. E foarte sensibil. Ah, n-am filmat. Puh!
am vorbit până acum degeaba. Ăsta e prânzul, am luat scalopine cu ciuperci, am luat ieri de la rosticeria aia, take away, și legume la grill și cartofi la cuptor. 15 euro ne-a costat prânzul ăsta pentru toată lumea. Iar aici la Emi am încălzit ciorbița de ieri, tot la fel cu pui, cu dovlecel. Bine că ai băut apă, da, se mai întâmplă. Ți-e foame, Emi? Ce greșeam e că îi dădeam sân înainte de masă și apoi ea normal că nu mai mânca și când vroia ea să mănânce, noi nu mai era la masă și acum nu i-am mai dat de pe plajă, am pus în castronelul ei acolo. Sperăm că o să se bage, să-i o să papi. Ți-e foame? Ia să dacă ți-e foame. Fumiță? Ți-e fumiță, da? Și la Alex era fumiță. La toți era fumiță. Ne-am decis astăzi să mergem la acvariu, că am zis că e 12. Și ce facem noi astăzi de la 12 la 4, 5 până când ieșim cu copiii? Numai bine, acvariu deschide la 2. Noi acum mâncăm, ne pregătim, am făcut duș, ne îmbrăcăm și mergem la acvariu până la 4, 5. Apoi mergem iarăși pe plajă. Nu? Super! Zic că e un program bun, că altfel nu mai aveam când să ne ducem. Nu prea vrem să renunțăm la plajă pentru acvariu. Câte Europa? Câte țări are Europa? Mami, ori 30, ori 40, întrebare bună. Hey Google, câte țări are Europa? Ar fi frumos să ne răspundă cineva, nu? Dar tale Google. Google-ul e internetul care știe tot. Vai ce cald e, oameni buni. Trebuie să vedem cât zice mașina. 32 de grade zice mașina și asta la umbră. Pe plajă se respiră sub umbrelă, bate așa un vânticel, e perfect. În oraș nu se respiră. Suntem în mașină și mergem la Jesolo, la Aquarium Sea Life. Asta este și în Germania, pe la München. Și am un cupon, 50% reducere la bilete, a fost pe pachetele de cereale, la încă de anul trecut, dar mai e valabil, și anul trecut a fost închis, nu știu dacă a fost pandemia mai mare, nu știu. Anul ăsta zice că deschide de la ora 2 și era 1, s-ar putea să ajungem un pic mai devreme, mâncăm o înghețată pe acolo ceva să ne răcorim și mă bucur tare mult, a fost când era Alex mai mic. Făcusem un magnet fain de frigider și l-a vrut mama soacră și l-am dat ei. Anul ăsta vrem să facem iarăși, că suntem în 4, suntem în formulă 9. Emi a dormit un pic, a dormit și pe plajă, dar n-a dormit decât 10 minute, apoi a venit Cocobelo, un fel de iaporumbul. Și când l-a auzit pe ăla cum striga, ea a crezut că-i cântă și a început să dea din funduleț, s-a trezit din funduleț, că ea e cu dansul. Acum mai a dormit un pic, numai bine, că e 1:30, mai avem timp până deschide la acvariu, jumătate de oră să doarmă. Și navigatorul ăsta ne-a băgat pe niște străduțe și pe lângă, pe un dig. Când vin mașini în față, trebuie să ne oprim. Doamne, știți și voi cum e, când nu știi strada, nu mai îmi trebuie. E bine că n-am condus eu. Asta, să vedeți ce avem în Jesolo. O roată imensă, da. Cred că e frumos, panoramică, toate alea, dar nu mai vin încă o dată să mă dau doar în asta. Am murit de cald acum. Am ajuns aproape. Jesolo mie nu-mi place, nu e așa frumos. Îmi place mai finuț, mai micuț, mai îngrijit, așa cum e ca orele nostru. Dar și Jesolo e distractiv pentru mai tineret, așa. Am ajuns! Yeah! Hai! Pune-te! Nu pot să cred. Fai de mine! Am uitat să schimb bateria. Hai acasă! Ce cald de apă!
Ce caldă e apa aia, că te-ai uitat tot. Atunci, asta să mă gata, că și mami vrea să... Uite că nici nu, unde te-ai uitat? Hai că ești cu noi, e așa de caldă, apa mă, tate mă. Se fac rezervări online, da, se poate cumpăra și aici. Coadă. N-ai voie să bagi mâna, că uite, te mușcă de mână. Să-l văd pe Alex. Înnoată meduzele astea. Așa, Alex? Wow, hai să vedem ăla, e și așa de luminat. Hai lângă tati, hai lângă tati. Da, ți-a făcut? Wow! Ce frumoși sunt! Hai, stai, hopa, pune-l tata hopa, poți? Hai, poză! Hai, mai departe. Și aici? Poză! Mai departe.
și acolo. Poză. Mai departe. Cuc-cuc! Uite-te în sus, mama, stai acolo și te uite în sus. Emi, Alex! Wow! Ia uite unde s-a oprit asta! Dă-te un pic, tata, cu capul! Asta s-a culcat aici. Cum e, Alex? Hai să facem și noi o poză aici. Rechinu! Rechinu, Alex, sus, la supra ta! Iar ăștia sunt pești lamă. Ce face căluțul ăsta? Trăiește? Mai mulți. La căluții de mare tata poartă copiii, să știți. Plânge, bă, tata. Alex! Nu iese, nu iese. Ia vezi unde. Ce s-a întâmplat? Te-ai lovit? Hai, scoate capul, că-ți trece. Uite, du-te acolo, dar cu grijă, da? Să nu te mai lovești. Wow! Alex! Da. Alex, fă cu mâna! Da, vă văd! Stai acolo, capul sus! Fă cu mâna! Hai că acum mă duc eu cu Emi. Alex? Așteaptă-ne.
Unde ești? Aici. Vino cu A. Arată, tata, arată, pune-ne aici în față. Am făcut un quiz și dacă... Da, nu se vede. Arici, pogonici, mami, dacă ai călcat pe ăla, e veninos și te doare piciorul și ajungi la spital. Ăștia urâții. Nu aici. Ce frumoși sunt! Nemo și Dori. Ce e? Wow! E o meduză. Meduză? Da, vezi câte picioare are meduza aia? Tati! Hai, hai la tati! Hai! În capăt, în capăt! Ieși afară cu capul în sus! Vezi că ai un bul aici. Hello, Alex! Păi cu mâna! Vinde cu tot cu geam, că așa e... Așa nu-ți dai seama că e... Rechinu, Alex! Rechinu! Cred e aici. Uite-o, vine la tine, Alex! Hai, te ții la picioare! Încă una, încă una! Pune mâna, pune mâna! Stai, hopa, să-ți fac o poză cu ele. Mâna, nu e voie. Mată ele. Mm-hmm.
după tati. Da, da. Arată-mi, arată. Am făcut un quiz cu ce ne-au dat ei. Unele le-am știut, unele le-am mai greșit și la urmă trebuie să ne dea o jucărie, o amintire, ceva frumos. O linie pentru biroul tău, să faci linii drepte. Hai să facem poză. Le-ți place ție, cu albastru sau cu alb? Cu albastru, ia arată. Wow! Cu Nemo și apoi o să vedem filmulețul, da? Arr! Nu mai am baterie pe camera, am filmat-o cu telefonul, sper că s-a văzut. Dar cât ai scris ceasul? 3:30. E 3:30, am terminat, ia uite și pe ăștia cu mașină. Ne-am făcut și poză, ne-am făcut și magnet și a luat și pahar. A fost fain, a fost mai interesant pentru el față de ei atunci când am venit noi și avea el 2 ani, nu era așa interesat, dar astăzi a fost super interesat, a fugit de la unul la altul, i-a plăcut tot și ne-am bucurat că am venit. N-aveau sistem ergonomic, dacă ați văzut ce sistem aveau, nu era ergonomic, picioarele Emiliei nu formau M, nu stătea în poziție bună, dar am zis că jumătate de oră nu moare și sincer i-a plăcut că era cu fața și vedea și ea peștișorii. Na, jumătate de oră, o oră cât a fost acolo, na, nu-i sfârșitul lumii și... Apa? Am zis să o lăsăm și pe ea așa să se bucure de acvariu, i-au plăcut peștișorii. Hai, mergi cu mâna așa pe lângă apă. Ai văzut? Tricoul tău a fost perfect pentru acvariu. Stai să-ți fac o poză. O să okay, da. Ce m-a dezamăgit, totuși era un acvariu, mi-ar fi plăcut să aibă plantele adevărate în acvariu la peștișori. Peștii erau adevărați, dar plantele erau toate din plastic. Na, dacă tot faci și arăți ceva, poate să fie original, să fie acolo ce trebuie, să învețe copiii bine. Asta e, cred că e mai greu de întreținut. Poate nici nu rezistă la clima noastră și tot. Deci, Alex, ți-a plăcut la acvariu? Da. Cât de mult? Uite, așa de mult. Mai mergem și anul viitor, dacă venim? Da. Ok. Spun prețurile, 10 euro de persoană, iar copiii peste un metru și ei 10 euro. Am avut un cupon de 50% reducere, am plătit 15 euro, că l-au socotit și pe Alex, are 1,20 m, Alex. 15 euro am plătit noi intrarea cu cupon și 15 euro ne-au costat pozele, 2 euro paharul, 2 euro magneții, 2 cine am mai luat noi, dar intrarea asta e 10 euro de persoană, noi am avut cupon. Yay! N-am vrut să ratăm marea, la 5:30 am ajuns. Problema este că e atât de agitată apa, avem steguleț roșu, încât pe Emi nu o pot băga. Atât de mult s-a bucurat când a văzut că luăm colacul ăla pentru ea și l-a cărat Alex și ea plângea, dar nu putem să o băgăm în apă. Nu se poate. Nu, tu nu. Nu, tu nu. Te auzim. La mulți ani, la mulți ani, bunii. Cum e apa? La mulți ani de ziua numelui. Abia așteaptă să vină și la tine. Da, auzi, are și bunile, da, vă așteaptă. Când credeți ajungeți până la bunile? E 6:30, cred, a început meciul. Tati se uită la meci, unde? Păi șezlong. Emi nu vrea să doarmă, mă chinui cu ea și se vede după ochișorii ei că nu mai poate, dar nu vrea. Se uită la mare, suntem aici la barul de lângă noi, lângă mare. În seara asta vin frații mei,
Și o să stăm tot la barul ăsta cel mai probabil, că e cel mai aproape de casa noastră, nu ne mai complicăm. Acum am comandat un toast și ca să poată păpa înghețata asta faină, Alex trebuie să pape întâi toastul, ok? Păi mie nu-mi place toast. De unde știi că nu-ți place toast? Hai că o ia somnul și pe Emi. Ieri ăla n-a fost toast, ăla a fost kleb. Hai să vezi ce bun e tostul. Tost îți fac și eu acasă. Tost știu și eu să fac, cum să nu. Tostul oh, grație! Ce noroc că nu-ți place. Hai. Nu, Emi, nu, mama, nu. Nimic, Emi nu vrea să doarmă. Mare e super agitată. Totul s-a întunecat, a intrat soarele așa în nord, nu știu cum să vă spun, dar e un praf, o atmosferă, o ceață. Aha, iată de ce. Vin niște nori periculoși din partea aia. Și e frig, e vânt, cred că mergem. Și când vor veni frații mei, ieșim noi după aia. Acolo sunt băieții. Ne amenință o vreme urâtă și e numai nisip în aer. Așa că vreau să strâng. Unde e Alex? Ah, nu te vedeam. Na, și Emiluța care nu vrea să doarmă. Hai. Hai, Kevita. Fai vlog, fai vlog, fai vlog. Tanta roba. Când a venit mama, nu știu cum am vorbit de frații mei, dar tu mai ai doi frați, în ce țări sunt? Acasă cu mama. Acasă la mama. Ia să vă fără atenție. Râzi? Râde, râde, dar nu mai dă drumul. Râzi. Râzi, mă. Iar Alex vede camioane cu unchiul. Da? Ce era mare? Ia uite. Asta e și soarele. Da, bine? Tu ce bei? Bună? Da. Hai, dă noroc cu tati. Hai, noroc. Cu toți, bă. Hai, cine? V-am găsit. Noroc. Prost, prost, prost. Prost, prost. Tatina? Hei, îți place? Hei. Vine de la tine. Da? Vine de la tine. Ne uităm la meci, 2-0, am plecat acasă. A, am uitat să filmez cina. Numai Alex mai are un pic de hamburger. Asta e. Așteaptă, deci facem 1, 2 și la 3 facem așa și asta așa, da? Nu, la și, mă. 1, 2, 3, și. Ah, la și? Okay, hai facem la și. Deci facem 1, 2, 3 și după aia facem, da? Hai. 1, 2, 3, și. N-am văzut. Era bine, tate, că... A... Mai pe tot. Cum nu? Hai, încă o dată. Hai, mai facem. 1, 2, 3, și. A, te-a prins, te-a prins. Încă o dată, 1 la 1. Hai. Îi facem bing, bang, la buf, îi faci și îi faci, da? Hai. Faci buf și dai, dai și dai, da? Hai, bing, bang, buf.
Vin? Bani? Hai! Da! Hai, joacă și cu Cătă. Hai, facem ultima, noi doi, facem ultima, noi doi. Hai. Bim. Ba. Buf. Buf. Da. Te-a tăiat, zi, piatra ta e foarfeca, spune. Piatra sparge foarfeca. Hai, treci la ziua, tătă. Mai hai, bim, bam, buf. Încă o dată. Egalitate, zi, egalitate. Ține-te, Alex, ține-te. Play? Da, merge. Pa, pa, mulțumim. Pussy. Pussy. Pussy.